ce-ar merge acum niște scoici din alea fierte în vin? Mamă, o bunătate! Să știți că mai am de așteptat, pentru că în curând și în Marea Neagră la noi vor exista ferme de scoici. Și să ne înțelegem, nu scoici din alea nasoale, pline de metale grele și hidrocarburi, de alea pe care le pescuiesc oamenii din porturi și care îți miros sunt farfuria benzină, ci chiar de alea sălbatice de soi bun, pentru că o nouă lege le va da posibilitatea investitorilor să închirieze luciu de apă din Marea Neagră de la noi pentru acvacultură. Perioada de închiriere va fi de 20 de ani și zonele din care vor putea fi recoltate scoicile vor fi de la Gura Portiței la Corbu, din Năvodar până în Constanța Tomis și din Agigea până la Neptun. Fermele pot fi amplasate chiar de la câțiva metri de mal până la 22 de kilometri în larg, la adâncimi de până la 50 de metri. Vă dați seama ce frumos ar fi să stăm și noi la restaurant aici pe malul mării și să mâncăm scoici din alea proaspete ca la greci și la bulgari. Dar, totuși, până o să rupem noi pe scoici ca în Dalboca, o să mai dureze nițel. Pentru că, pentru toată treaba asta, trebuie să fie accesați niște bănuți. Niște bănuți mulți. Pentru că, în ultimii 4 ani, Uniunea Europeană a alocat doar pentru pescuit 320 de milioane de euro. Și mai sunt vreo 250 de milioane de euro de accesat. Să vedem acum de către cine cu noua lege. Aș mânca niște scoici de alea.